Începutul a fost de bun augur pentru centrul de informare Brâncuș, însă lucrurile s-au schimbat între timp. În ianuarie, centrul a încasat sume foarte mici față de lunile anterioare din vânzarea suvenirilor inscripționate cu elemente din operele lui Brâncuș. Centrul a fost inaugurat la 17 august și încasările au fost de 14.800.000. Vă spun, pe ultima lună, în jur de 800 de lei. Prețurile sunt destul de mari pentru buzunarele gorjenilor. Singurii care cumpără produsele expuse sunt turiștii veniți la Târgu Jiu. Din luna august și până în preajma sărbătorilor, vânzările au mers destul de bine. Acum, în perioada de iarnă, turiștii sunt mai puțini și vânzările sunt mai mici. Reprezentanții primăriei Târgu Jiu așteaptă venirea primăverii. Aceștia speră că vremea bună va atrage după sine un număr mai mare de turiști care să fie dispuși să scoată bani din buzunar pentru suveniruri.